Scena Centrului Cultural Eugen Ionescu din Slatina l-a avut astăzi invitat pe celebrul magician Magi Tot. Este al treilea an în care simpaticul artist vine în fața copiilor pentru a-i distra cu trucuri uimitoare. Am pregătit o grămadă de magii, sper să-i încânte și cu cât îi încânte pe ei mai mult, cu atât mă încântă și pe mine mai mult. Sper să le placă și sper să mai vin, că e a treia oară când vine aici cu spectacol și de fiecare și e din ce în ce mai bine. Acum e cu totul alt spectacol. E un spectacol 100% nou, care o să-i sigur încânte pe copii. O să le placă foarte mult. Elevii au venit alături de doamnele lor învățătoare pentru a vedea spectacolul pregătit de Magi Tot. Au fost fascinați de trucurile în care oamenii apar și dispar, de numerele în care asistenții sunt tăiați în două sau de cele cu cărți și păsări. Nu cred în magie, dar vor să învețe și ei toate secretele pe care magicienii le au. Tu ești pasionată de magie? Îți place magia? Da! Ce te impresionează pe tine cel mai mult? Când oamenii apar și dispar. Foarte mult, deci foarte, foarte mult. Ți-e-ți place magia? Da! Ce-ți place ție cel mai mult? Atunci când taie persoana în două. Cum crezi că se poate? Nu știu. Crezi în magie? Nu cred. Nu. Și totuși e posibil. Da! Crezi în magie? Crezi că sunt adevărate? Nu! Păi și atunci cum e posibil? Cred că face niște trucuri secrete. Îți place când apar oamenii și dispar? Da. Și când sunt tăiați în două? Da. Și tu crezi în magie? Da. Și vrei și tu să ajungi magician, să poți să faci magie? Da, vreau. Bucuria și uralele copiilor din timpul spectacolului au dat culoare acestui eveniment. Prichindeii le-au rugat pe Magi Tot să mai vină și anul următor cu un program artistic la fel de captivant.